Este bine ați venit la Papi Kitchen. Bună ziua, everybody. Astăzi vom face o mămăligă cu creveți. În video trecut ați văzut cum se pregătește creveți. Acum vedeți cum decojesc eu ceapă cel mai repede, când mă grăbesc, că acum mă grăbesc. Ați văzut? Perfectos! O să facem așa o căleală cu niște ceapă și cu niște creveți. Ceapa știți cum o tai, tăiați, o tai așa mai mărunt. Facem așa fel să sticlească numai, nu foarte. După aia, într-un recipient o să punem niște zeamă de la creveții, în care a fiert creveții și în care am pus ingrediente. Ala, iată. Uite așa. Două, trei linguri de ulei de floarea soarelui și toată această compoziție o să o punem în mămăligă, adică în mălagă care fierbe. Ați auzit bine? În mămăligă. Ok. Luăm așa niște creveți care tocmai aici am cojit și suntem așa mai mărunțel. După ochi, așa, nu? Ia uitați. Perfectos! Hai să mai luăm vreo doi, așa. Totdeauna când facem de probă, dar oricum este bun. Nici nu iese excelent, nici nu mă gândesc să nu iasă excelent. Bun, în călela mea pun așa numai ceapă. Sare, puțină sare. Cam o lingură de cafea. Ok, o mică pauză. Asta este apa mea pentru mămăligă. O spumuim. Ok. Și aici e ceapa mea, care este deja gata să o punem peste mămăligă. Deci aici este... Eu spumuiesc. Nu ne rămâne decât să adăugăm uleiul. La foc încet. Uleiul este pe jumătate fiert, deci mai mult de 10 minute nu avem voie să o lăsăm. Trebuie totdeauna lăsată mai cam un deget de apă, așa, pentru că el se umflă. Pauză și revenim. După vreo 2 minute, cum vedeți, se umflă foarte, foarte repede. Deci după 2 minute, nu ne rămâne decât să adăugăm
ceapa noastră căldită, care acum punem creveții noștri la prăpălit puțin. Nu uităm să continuăm să amestecăm. Deci, am tras creveții prin tigaie, nu ne rămâne decât să îi adăugăm la compoziția noastră. Amestecăm. Data asta o să o luăm mai din gură. Ia uitați. Gata, creveții noștri cu mămăligă cu creveți. Am pus cam multă mămăligă, recunosc, dar așa este când facem pentru prima oară rețeta. Data viitoare facem mai puțin. Nu ne rămâne decât să... Wow, excelent așa. Un gust magnific. Sigur vor aprecia. Revin. Asta este mămăliga noastră terminată, care e excelent. De la excelentos în sus. Ia uitați. Perfect. Excelent. Când o luăm un cățel.